Ceasul acum este și în română, e hibrid, de fapt, în engleză și în română. Aici arată odată informațiile în engleză. Și apoi apar și în română. Cer senin, temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică, vântul din vest, e vineri, și acum repetă și sunt informațiile în engleză. În cazul când nu prea deloc informații de la Open Weather Map, n-apare decât ora și data și ziua săptămânii, ce ia de pe serverul NTP. Cam asta e aici.